Salut, dragi prieteni, sunt Andrada Miron, bine ați venit pe canalul meu. Suntem deja, din punct de vedere calendaristic cel puțin, la mijlocul toamnei și odată cu venirea toamnei, chiar dacă din punct de vedere al temperaturilor nu prea se simte deloc această toamnă, astăzi sunt undeva la 25-26 de grade, iar zilele următoare se anunță până la 30, însă un lucru care se observă mai mult decât temperatura este lumina. A scăzut ziua, simțitor. Soarele răsare mult mai târziu, apune mult mai devreme și odată cu întunericul ăsta, care durează mai mult, pentru mine cel puțin, asta mă îmbie mai mult la citit. Așa că astăzi vorbim despre ultimele cărți pe care le-am citit în această perioadă. Sunt avidă după citit și după informație în ultima vreme. Este una dintre bucuriile vieții mele. Dimineața când mă trezesc, voi știți, cred că am mai vorbit despre asta, mă trezesc dimineața foarte devreme, undeva în jur de ora 4-5. Și toată lumea mă întreabă, dar ce Dumnezeu faci la ora aia? Ei bine, îmi fac cafeaua, îmi pun aici frumos în fotoliul meu confortabil, îmi aprind lumina de citit și mă bucur de magia cărților. Am astăzi pentru voi, nici n-am numărat, 7-8 titluri, atât de ficțiune cât și de non-ficțiune, pe care le-am devorat în ultima perioadă. Și o să încep cu poate cea mai recomandată, una dintre cărțile cele mai recomandate, sunt sigură că ați auzit și voi de ea, Viktor Frankl, Omul în căutarea sensului vieții. Este una dintre cărțile acelea despre care se spune că fiecare om ar trebui să o citească, măcar o dată în viață, dacă nu de mai multe ori. Este o carte pe care toată lumea ar trebui să o aibă în bibliotecă. Am tot auzit de ea în nenumărate rânduri de la multe, multe persoane. Și până la urmă am zis, hai să o citesc totuși, să văd despre ce este vorba. Nu știam nimic despre ea, doar că este extraordinar de recomandată și de populară. S-a vândut cartea asta în peste 10 milioane de exemplare și pot spune că, într-adevăr, mă așteptam cumva să rămân dezamăgită, pentru că, în general, de la cărțile astea foarte populare, ai niște așteptări foarte ridicate și, de multe ori, poate nu se întâmplă să se ridice la înălțimea așteptărilor pe care ți le-ai creat de dinainte. Însă nu a fost cazul cu această carte. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a impresionat foarte tare și m-a pus pe gânduri. Și cred că ăsta e și scopul acestei cărți. Să te facă să te gândești la sensul vieții. Asta e o chestie foarte personală și cred că, ia uite, acum vă ziceam că sunt temperaturi de vară afară, am înviat și muștele și mă tot buzie și mă săcăie. Dar du-te! Da, a fost o carte care m-a impresionat și asupra căreia sunt sigură că o să revin pe viitor. Viktor Frankl a fost un psihiatru foarte renumit, austriac, care a avut ghinionul de a fi prizonier în mai multe lagăre de concentrare, printre care a fost și la Auschwitz. Din fericire a supraviețuit acestor orori și a scris mai multe cărți, printre care și aceasta, care este structurată în două părți. În prima parte vorbește despre experiențele din lagărele de concentrare, iar în a doua parte descrie cumva aceste experiențe din punct de vedere psihologic. Și m-a distrat că la un moment dat Viktor Frankl a fost întrebat de ce, cum mi se pare că această carte a avut succesul răsunător pe care l-a avut și a spus că îi se pare trist. Că asta înseamnă că foarte mulți oameni sunt în căutarea sensului vieții. Mie nu mi se pare trist, nu știu ce. Tipul ăsta nu mi s-a părut unul pesimist, așa că nu știu ce a avut răspunsul ăsta la această întrebare, dar mie nu mi se pare trist, mie mi se pare important și frumos. Adică mi se pare extraordinar să încerci să îți cauți sensul în viață. Și bineînțeles să-l și găsești, asta e și ideea. Dar da, e o carte care te face să reflectezi foarte mult asupra vieții tale și asupra sensului vieții tale, care este, e o călătorie personală și foarte subiectivă. M-a impresionat, cu adevărat m-a impresionat, Viktor Frankl, Omul în căutarea sensului vieții. Mai departe, avem Proiectul autenticității de Claire Pooley, cred că așa se citește. Cartea asta a fost o surpriză. Mie îmi place atunci când comand cărți pe Elefant să le comand așa, intuitiv, și fără să citesc sinopsisul neapărat. Uneori mai citesc, dar de cele mai multe ori nu o fac, pentru că îmi place să fie surpriză. Și cartea asta a fost o surpriză foarte plăcută. Proiectul autenticității aduce la oaltă mai mulți oameni
cred că undeva la 7 personaje sau ceva de genul acesta. 6 străini, ia uite, între care se înfiripă prietenii neașteptate și iubiri profunde, datorită unui caiet verde. Un septogenar excentric și solitar, Julian Jessop, se gândește la un moment dat, găsește un caiet și se gândește să își scrie povestea vieții lui, povestea reală, adevărată, necosmetizată, nici într-un fel, a vieții lui și îndeamnă pe cel ce va găsi, lasă acest caiet într-o cafenea, deci într-un loc public, și îl îndeamnă pe cel care va găsi acest caiet să facă același lucru. Și cumva merge caietul ăsta din mână în mână, de la un om la altul, și îi îmbie pe fiecare dintre personaje, le îmbie să fie sinceri. Pentru că noi oamenii ne creăm un ego care este o imagine falsă a identității noastre, însă acceptată din punct de vedere social. Și de foarte multe ori oamenii cred că acest ego este adevăratul lor sine, ceea ce este foarte, foarte fals și departe de adevăr. Și cumva, da, oamenii se descoperă cu adevărat prin intermediul acestui caiet în care își scriu poveștile și la un moment dat se înfiripă, bineînțeles, legături de prietenie, de iubire între ei. A fost chiar o carte foarte, foarte drăguță. Spre final a fost ușor dezamăgitoare și cumva predictibilă, dar nu m-a deranjat absolut deloc. Chiar mi-a făcut plăcere să o citesc. Deci, Claire Pooley, Proiectul autenticității. Mai departe, avem o carte care m-a fascinat. Vă știți că eu sunt pasionată de ciuperci, mie îmi place să culeg ciuperci, îmi place să merg în pădure, să le caut, să le mănânc. Sunt cu adevărat pasionată de asta și pasiunea asta îmi vine de la bunici. Ei au fost cei împreună cu care aveam această activitate în fiecare primăvară și în fiecare toamnă, mai cu seamă. Însă, în ultima vreme am început să mă intereseze tot mai mult subiectul, mai ales din punct de vedere științific sau medical. Ciupercile sunt cu adevărat valoroase și am început să studiez tot mai mult acest subiect și am dat peste această carte, Vieți întrețesute, de Merlin Sheldrake. Eu cumva aveam așa o intuiție care îmi spunea că, într-adevăr, fungii sunt foarte importanti și sunt inteligenți. Mai citisem asta și în cartea lui Constantin Dumitru Dulcan, Inteligența materiei, însă în cartea asta m-a dat pe spate complet. Am aflat atât de multe lucruri interesante. A fost cu adevărat revelatoare și mi se pare fantastic cum întreaga viață pe pământ depinde de fungi. Fără rețelele fungice, nimic din ceea ce avem astăzi nu ar exista. Și mi se pare fascinant. O chestie care mi s-a părut foarte interesantă sunt soluțiile fungice la problemele ecologice cu care se confruntă planeta și cum avem câte o soluție fungică pentru aproape orice problemă ecologică pe care o întâmpinăm. Fungii sunt în stare să mănânce plastic, fungii sunt în stare să mănânce mucuri de țigară, practic sunt în stare să mănânce orice. Și pe lângă asta poți face o grămadă de lucruri, cum ar fi piese de mobilier, îmbrăcăminte, tot felul de lucruri le poți face din fungi, îi poți crește foarte ușor, e pur și simplu fascinant. Vorbește și despre trufe, despre plante, despre copaci foarte mult și asta mă duce către următoarea carte care mi-a plăcut la fel de mult și este tot așa o carte de non-ficțiune, Viața secretă a copacilor, de Peter Wohlleben, cred, este un neamț și eu cu germana să spunem că n-am fost prietenă toată viața mea. Este cumva cartea asta, m-a dus către cartea asta și a fost și asta a fost o descoperire surprinzătoare pentru mine, pentru că nu mă așteptam să fie atât de complexă pădurea și relațiile între copaci și inteligența copacilor, modul în care se apără, modul în care comunică și am descoperit o lume cu adevărat fascinantă. Abia aștept acum să merg în pădure, pentru că cu siguranță mie și așa îmi plăcea. Întotdeauna mi-a plăcut să merg în pădure, însă acum cu siguranță o să privesc pădurea cu alți ochi, atât din punct de vedere al copacilor, cât și din punct de vedere al fungilor. O chestie foarte interesantă la cartea asta despre fungi este că eu n-am mai întâlnit până acum nicio altă carte care să aibă 100 de pagini de bibliografie și încă 100 de pagini de note.
Cartea în total are peste 500 de pagini, însă 200 de pagini sunt doar notele și bibliografia. Și mi-ar plăcea, și o să-mi rămână cu siguranță cartea asta în bibliotecă, mi-ar plăcea să folosesc bibliografia acestei cărți ca punct de referință pentru următoarele mele lecturi. Dar cu siguranță este un subiect pe care vreau să îl explorez, atât cu fungii cât și cu copacii. Sunt tot mai interesată de subiectele acestea. Așadar, vă recomand. Chiar dacă sunteți sau nu pasionați, cred că sunt oricum niște cărți care vă îmbogățesc considerabil cultura generală și vă recomand să le citiți. Veți rămâne cu siguranță surprinși. Următoarea carte este un thriller, pentru că nu se putea să nu citesc eu un thriller. Voi știți că mie îmi place genul foarte mult, mai ales că acum e toamnă, e cumva și sezonul potrivit pentru așa ceva. Se numește Cineva te urmărește, de Lisa Jewell. Cartea asta a fost din nou o surpriză, nu știam nimic despre ea, am văzut doar că este un thriller. Mi-a plăcut modul în care a fost scrisă, mi-au plăcut personajele, are foarte multe personaje și cumva te tot plimbă așa de la unul la altul atunci când te gândești cine este criminalul, pentru că, desigur, fiind vorba de un thriller, la un moment dat cineva moare și mergi pe rând pe la toate personajele și te gândești o fie asta. Finalul m-a surprins, de obicei, citind atât de multe thrillere, cam am obiceiul de a mă prinde care este criminalul destul de repede. Însă, în cazul acestei cărți, m-am prins foarte târziu și asta pentru că a fost scrisă în așa fel încât să cumva să nu te gândești și să nu te prinzi. Nu m-am prins la final, m-am prins un pic mai repede, dar oricum, mult mai târziu decât m-am așteptat, lucru care mi-a plăcut, pentru că nu-mi place atunci când o carte este previzibilă, chiar și dacă am eu experiență cu foarte multe thrillere, unele dintre ele, chiar dacă au fost foarte bine scrise, cumva m-a dezamăgit că m-am prins, adică voiam să nu mă prind, voiam ca autorul să reușească să își scrie povestea în așa fel încât să nu mă prind. Nu pot spune însă că a fost unul dintre cele mai bune thrillere pe care le-am citit, am citit cu siguranță și cărți mult mai bune decât atât. Eu nu prea obișnuiesc să dau steluțe cărților, am văzut că se practică treaba asta, dar dacă ar fi să dau, cred că aceste cărți aș da undeva la 3 stele. A fost interesant, am citit-o așa cu sufletul la gură pentru că abia așteptam să văd deznodământul, dar da, drăguță, cel mult drăguță. Cineva te urmărește, deci Lisa Jewell. Și dacă auziți ceva, este Sky, care nu știu ce tot face pe aici, se tot plimbă, tot molfăie ceva. Următoarea carte este una potrivită mai degrabă pentru perioada sărbătorilor de Crăciun, pentru că fix în această perioadă se întâmplă acțiunea din această carte. Este scrisă de Christine Hanna și se numește Magie între două lumi. Mie îmi place foarte mult Christine Hanna. Scrie niște povești foarte, foarte interesante, cu personaje foarte bine construite. La fel a fost și cartea aceasta. Subiectul cărții sau deznodământul cărții este unul foarte interesant și la care vă mărturisesc că nu mă așteptam absolut deloc. Ce se întâmplă este că în perioada sărbătorilor, această Joy, divorțată și rămasă singură, încearcă ea să facă o aroganță și își ia un bilet de avion către, nu știu ce, uite, frumoasă zona Pacificului de Nord-Vest. Ideea este că nu ajunge niciodată acolo, pentru că avionul ei se prăbușește. Și ajunge în un orășel unde întâlnește un tătic împreună cu băiețelul său, un tătic rămas văduv, care se confruntă acum cu provocarea de a-și crește singur băiețelul și aceștia se cunosc, poveștile lor se întrepătrund. Mă scuzați, eu tot beau niște apă, deci am avut o răceală zilele trecute. Și încă nu mi-a revenit complet de aici vocea asta, că cred că vă dați seama că e un pic hârșită vocea. 2 secunde. O lăsă aici, s-o am dat de mână. Deci da, poveștile lor se întrepătrund la un moment dat și finalul este unul complet neașteptat. Atât pot să vă spun fără să vă dau prea multe detalii despre această carte, deci eu... Da, foarte potrivită și pentru perioada asta, dar mai cu seamă pentru perioada sărbătorilor. Christine Hanna, Magie între două lumi. Mai un pic și terminăm. Mai am 2 cărți. Prima dintre ele este chiar prima dintr-o colecție, dintr-o serie, de fapt, care se numește Cele 7 surori, de Lucinda Riley. Asta este
primul volum, Povestea Maiei. Am auzit o grămadă de review-uri foarte bune despre această serie, seria celor 7 surori. Eram foarte curioasă de subiect. Cred că sunt în total 8 cărți, pentru că sunt 7 surori, plus tatăl lor, Pasalt. Pasalt este acest om, care nu știm încă ce se ocupă, care este foarte, foarte bogat, deține un castel pe malul lacului la Geneva, deci într-o zonă oricum extraordinar de scumpă, o casă extraordinar de scumpă, cu servitorii, cu barcagiu, are un iaht impresionant, deci are o poală de bani și se gândește el să adopte, n-are copii, n-are familie și adoptă 7 fetițe pe care le numește după numele stelelor din constelația Pleiadelor, Maia fiind prima dintre ele. Și la un moment dat, Pasalt, de fapt așa începe cartea, cu Pasalt care moare, și sau cel puțin așa credem că moare, nu știu, am un feeling că de fapt nu e mort sau e ceva mai mult acolo, dar o să văd pe măsură ce citesc și restul volumelor. Pasalt moare și le lasă fetelor ocazia să-și descopere familiile din care provin. Și prima carte, Povestea Maiei, ne duce în Brazilia, unde această Maia își descoperă adevărata familie și povestea din spate. Povestea e spusă cumva așa în două planuri, e povestea ei, a Maiei, și povestea străbunicii ei. Foarte, foarte interesantă, m-a prins maxim, deci am devorat cartea asta. Cred că am citit-o într-o zi jumate, două zile maxim și are undeva la 500 și aproape 500 de pagini. Deci abia aștept să le citesc și pe următoarele. Lucinda Riley, Cele 7 surori, Povestea Maiei. Iar ultima carte despre care o să vorbim astăzi este și cea mai, nu știu cum să numesc, ușurică. Nu i-aș zice că... N-aș numi o carte proastă neapărat, dar e o carte ușurică. Pe mine m-a atras pentru că este povestea lui Hades și a Persefonei reinterpretată și cumva adaptată la viața modernă de astăzi, în care Persefona, dacă știți povestea, Hades și Persefona, Persefona este zeița primăverii din mitologia greacă, iar Hades este zeul întunericului sau al lumii de jos. Și, mă rog, cei doi se îndrăgostesc, sau cel puțin așa e în carte, și povestea e, cred că mai degrabă Hades o răpește pe Persefona și de asta vine primăvara doar o dată pe an, pentru că în restul anului primăvara Persefona este jos în lumea de... în Underworld, da? În lumea de jos, în lumea Întunericului. M-a atras ideea, pentru că este o poveste care are la bază mitologia greacă și pe mine mă interesează subiectul, nu prea citesc eu cărți SF, chiar dacă aveți recomandări din sfera asta, mi-ar plăcea să intru mai mult pe acest tărâm neexplorat încă, așadar lăsați-mi mai jos în comentarii recomandările voastre. Deocamdată asta e cel mai mult ce am citit aproape de genul ăsta de SF. A fost interesantică cartea, cum am spus, scrisă într-un mod foarte, foarte simpluț. Dacă nu sunteți obișnuiți să citiți și vreți o carte gen, nu știu, Sandra Brown, eu n-am citit niciodată Sandra Brown, dar am tot auzit comparația asta cu cărțile ei, din câte am înțeles, sunt niște cărți erotice, cu povești din astea dramatice de iubire. Ceva similar este și cartea asta, foarte erotică și foarte grafică, scenele sunt foarte grafice, dacă pot spune așa. Este o carte care ar trebui citită acasă, în intimitate, nu faceți ca mine, care m-am dus cu ea în geantă la muncă și nu mi-a venit într-o zi un pacient, aveam o oră jumate la dispoziție și am citit mult din cartea asta. Nu e o carte pe care o să citești la muncă, aia este clar. Dar, da, a fost interesant, așa, m-a prins în ideea în care câteodată mai ai nevoie și de o carte din asta lejeră. Și chiar dacă nu e o carte care mi-a dat viața peste cap, a fost o carte de care m-am bucurat, pentru că a fost o poveste interesantă, un pic așa siropoasă, dar drăguță. Uneori mai avem nevoie și de așa ceva. Deci, Un strop de întuneric, Hades și Persefona, volumul 1, din câte am înțeles, mai este și volumul 2. Deci când o să mai am chef de un sirop din ăsta grețos de dulce și de erotic, cu siguranță o să citesc și volumul 2, de Scarlett St. Clair. Și cu asta încheiem cărțile pe care le-am citit în ultima perioadă. Abia aștept să mai fac un video de genul ăsta. Acum
că am vorbit cu voi despre asta, mi-am dat seama că mi-era dor de fapt și că nu am mai făcut un astfel de video de anul trecut din toamnă. Probabil tot așa, împinsă de vibe-ul ăsta atomnatic și de plăcerea de a citi, care mi se pare mai puternică acum în sezonul rece. Dar, da, știu că videourile astea nu sunt foarte populare și ăsta e și motivul pentru care le fac mai rar, dar mi-ar plăcea. Mie îmi face o deosebită plăcere și îmi place foarte mult să vorbesc cu voi mai jos în comentarii și să aud și părerile voastre și recomandările voastre, așa că nu uitați să le lăsați mai jos. Lăsați și un like acestui video dacă v-a plăcut. Abonați-vă și la canal în cazul în care n-ați făcut-o încă. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat cu vocea asta hârșuită până la final. Sunt petrecute cu răceala, deci o să fiu cu siguranță mai bine în următorul video. Și până data viitoare, aveți mare grijă de voi. V-am pupat! Pa, pa!